Rezultate bune la bacalaureat obținute de absolvenții anul acesta la Buzău. Procentul de promovare la nivelul județului este de 73,8%. Practic, din cei 2573 de candidați prezenți la examen, au promovat 1899. Colegiul Național Bogdan Petricei cu HD-ul are și 3 absolvenți care au obținut media 10. Este vorba despre Mădălina Popescu, Andreea Nica și Petruț Dinu. La polul opus se află liceele tehnologice din Lopă și Pătârlagele, unde niciun absolvent nu a reușit să promoveze bacalaureatul. Procentul de promovabilitate este cât se poate de bun pentru județul nostru. Avem 73,8% elevi promovați. Din cei 2796 de elevi înscriși, 1899 au reușit să promoveze. Avem chiar 3 elevi care au promovat cu media 10. De la colegiul HD-ul, colegiul care are și un procent de promovabilitate de 100%, onorant de altfel. Avem și licee care n-au reușit să obțină un procent, să promoveze niciunul dintre elevi. Este vorba de Liceul Tehnologic Pătârlagele și Liceul Tehnologic Lopătari. La Colegiul Național Mihai Eminescu cea mai mare medie este de 9,95, în timp ce la Liceul Vlahuță din Râmnicu Sărat prima medie este de 9,88. Însă, la Liceul Victor Frunză din Râmnicu Sărat, doar un absolvent a reușit să promoveze, cu media 6,01. Candidații care s-au declarat nemulțumiți de notele obținute au putut depune astăzi contestații. Avem foarte multe licee care au procente de peste 50%, unele dintre ele licee tehnologice, ceea ce înseamnă că acolo actul educațional a crescut. Contestațiile se depun astăzi între orele 12 și 16 la centrele unde elevii au susținut probele scrise. Rezultatele finale vor fi afișate pe 9 iulie. Anul trecut, rata de promovare a examenului de bacalaureat în județul Buzău a fost puțin mai scăzută față de cea din 2018, de 73,62%, și a fost obținută o singură medie de 10.